În data de 11 februarie, polițiștii au depistat în trafic pe raza municipiului Călăraș un autoturism cu care se transportau ilegal țigarete. În urma verificărilor, în porbagaj au fost găsite într-un sac de plastic un număr de 4.000 de țigarete. Bărbatul în vârstă de 42 de ani ar fi intenționat să le comercializeze fără a putea face dovada provenienței acestora. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete.